Aleile de acces către blocurile din imediata vecinătate a pieței din Micro 19 sunt afectate de intervenții ale primăriei care vizau păstrarea caracterului pietonal. Astfel au fost scăpate din vedere cel puțin trei dintre funcțiunile aleilor, de acces la locuințe a riveranelor, de transport a mărfii pentru comercianții din piață și nu în ultimul rând de intervenție în situații de urgență a salvării și pompierilor. Locatarii propun autorităților să se găsească o alternativă de rezolvare convenabilă a blocajelor și a disconfortului. Aceasta este alee pe care ar trebui să intervină salvarea și pompierii în situații de urgență. Bineînțeles, dacă pot, după cum arată și după cum se văd dimensiunile acestei alei, este foarte puțin probabil că vor și reuși. Intră pe acolo și ies tocmai pe partea Island încoace. Da. Nu intră salvare aici. Aici au murit oameni. Au fost? Da, care au căzut cu inima și n-au avut pe un sintri. Mai greu, printre blocurile din față și mult mai greu. Dar este neasfaltat drumul, da. Și sunt multe gropi și măcar să fie asfaltate. Dacă s-ar putea asfalta accesul până aici, da. Și puțin mări spațiile, s-ar putea mări spațiile de acces. O situație disperată o au locatarii care nu pot intra cu mașinile în apropierea locuinței. Ei cer rezolvări pentru soluția extremă și periculoasă care s-a impus în zonă și este folosită în mod uzual. Circulația cu mașinile de transport pe aleile pietonale. Aici, după blocul ăsta, da. Tot pe aici, se intra, era un semn interzis. Cu excepția riveranilor, da. Și a dispărut cu excepția riveranilor. Da, eu am sesizat asociația președintele de blocului, s-au făcut niște demersuri, dar la primărie, dar a rămas fără niciun efect.